De foarte multe ori viața sau ceea ce ne oferă ne se pare foarte complicat. Și noi în mintea noastră complicăm și mai mult toate lucrurile pentru că nu știm să le rezolvăm ușor, simplu. Le complicăm pentru că am fost crescuți în așa fel încât mama și tata cereau de la noi lucruri. Școala cerea de la noi lucruri. Tot timpul ni se cere câte ceva și noi tindem să satisfacem dorințele celorlalți fără să ne ascultăm ce simțim de fapt în interiorul nostru și care sunt adevăratele lucruri pe care trebuie să le facem. Noi facem lucruri pentru alții ca să satisfacem altora egourile, Ah, și atunci când facem lucrul ăsta de multe ori, la un moment dat, depinde de organismul fiecăruia, depinde de puterea, de caracterul, de tăria, de sufletul, de evoluția fiecăruia, oamenii intră în depresie. Mai devreme sau mai târziu, în depresie, au anxietate, manifestă dezechilibre psihice, psihologice adică legate de suflet, legate de minte. Trăiesc în credințe care nu sunt reale, care se bat cap în cap cu, ceea ce, cu legile universale, cu ceea ce Universul a lăsat de când s-a creat. Doar că pe noi nu ne învață nimeni ce a lăsat Universul. Noi trebuie să învățăm lucrurile de la școală. Și cum funcționează Universul, cum funcționează viața noastră, cum funcționează corpul nostru, habar nu avem, habar nu avem. Și atunci, e ca și cum noi am trăit într-un corp trimis aici ca să satisfacă dorințele altora, ca să facă alte lucruri decât ar trebui să facă. Și un semnal de alarmă că tu faci lucruri pentru altcineva și nu faci lucrurile pentru tine și nu ai putere de decizie asupra vieții tale, sunt semnalele de dezechilibru interior, psihologic, sufletesc, pe care, da, cineva de acolo de sus ți le trimite. Corpul tău intră în dezechilibru hormonal, nu se secretă. Hormonii care ar trebui să-ți dea o stare de bine, de echilibru, pentru că tu nu faci lucrurile care să, să ajute la secreția hormonilor ăstea. Și atunci... Pf, intrăm uh, în criză. Se numește criză. Perioada asta în care sufletul nostru e întors pe dos... Și dacă sufletul e întors pe dos și mintea noastră e întors pe dos și inclusiv corpul fizic, da? totul e în dezechilibru. Ce rămâne de făcut? E atenționare. Hello, hello, trezește-te, trezește-te. Că nu e bine ce faci. Am mai spus asta și în alte videouri, dar văd că lumea nu se uită sau Nu înțeleg, în momentul în care intri în criză, intri în șoc, spui, vreau să ies, dar nu fac nimic. Ce? Nu există miracole, nu există... Pff. Ți s-a dat criza aia, ești în criză, ești în șoc, ca să te cunoști, ca să că nu faci bine lucrurile. Nu e mama și tata care să zică ce faci bine și ce nu faci bine aici pe terra? E mama și tata de sus, care îți spun Nu mai asculta de mama și tata de jos, că nu e ok. Sau dacă ai ascultat până în momentul ăsta și a intrat în dezechilibru, nu e ok. Gândește-te că poți deschideți mintea, ce te învață sau ce te-a învățat, societatea nu e bine. Ce faci, ce ai făcut până în momentul ăsta și ce faci acum? Nu e corect. Ia taurul de coană și întoarcem acazul. Fă ceva. Dacă vii în terapie și oh, ce greu e, Pai, nu pot să fac nimic. Eu nu pot să fac nimic pentru tine, mai mult decât să spun, să te încurajez, să te explic, să-ți garantez că dacă faci ce-ți spun, Ești bine, dar nu mâine. Pentru că tot ce ai creat, tu nu ai creat de azi pe ieri, de azi pe mâine, de ieri pe azi. Ai creat într-un timp, într-o viață. Și atunci, tot ce spun ca să se poată aplica, e nevoie de timp. De două săptămâni, trei săptămâni, ca să vezi efecte imediate, poți instantaneu, dacă faci tot ce spun dar dacă tu nu faci nimic și îmi spui vreau pastile. Pastilele nu te ajută. Iar repet pastilele nu te ajută să te cunoști. Dacă ție ți s-a dat o criză. de la Dumnezeu sau univers sau cum vrei tu să numești Buda cine vrei tu? Cineva de acolo dintr-o altă dimensiune te atras de por și te zici, nu e ok, ce faci? Ei pastile? Păi, ți s-a spus, nu e ok, ce faci? Dacă iei pastile, nu-ți schimbi nimic. Ba mai mult. O să rămâi acolo într-un colț și o să fie o viață pierdută. Am multe exemple de oameni care preferă să stea cu nu pot, în minte, pe limbă, în suflet, decât să facă ceva. Și e foarte trist. E foarte trist să-i vezi pe oamenii aceia care știi că au o potențial, pot să facă foarte, foarte multe lucruri și nu au voință. Și cine să ți dea voința asta? Că voința asta e în tine. Eu pot să te încurajez, dar nu pot să te mișc. Tu singur poți să te miști. Și doar încurajându-te în fiecare zi pe tine, o să reușești să ieși din impas. Astfel... Nu e nimeni care să facă asta pentru tine. Nu aștepta să-ți dea nimeni o mână de ajutor, că nu o să vină mâna aia de la nimeni.